Nu este întotdeauna ușor să spui ce îți lipsește, mai ales atunci când nu te aștepți să fii întrebat acest lucru. Oamenii de rând din și Mișna și Rus și-ar dori în principal să fie sănătoși, să aibă medic, apă curentă și cam atât. Oare cât de mare este surprinderea când te întreabă cineva, așa ca din senin, ce îți lipsește? Ce poți răspunde? Te gândești să nu spui prea multe pentru a nu supăra pe cineva, apoi poate că ar fi mai bine să audă toată lumea de nevoile comunității, dar parcă tot mai bine ar fi să rămână toate așa cum sunt, oamenii să aibă sănătate și să nu ia cineva pensiile. Ce v-ar plăcea să aveți aici în Șimișna și nu aveți? Ce ne-ar plăcea să avem doctor aici în Șimișna, că de aia avem mare nevoie. Și de altceva? De altceva? Nu știu, să și... Să nu ne iei pensiile, asta e pensiile, să nu ne le iei. Plăcenii ar să fie apă mai multă, mai bine, nu numai instalată de noi, de oameni. Multe nu sunt aici. Și ce v-ar plăcea să fie? Da, pe apă aceea, cum ziceți, că să o aducă așa, până sat, să ai bătăți, noi n-avem bagată apă. Sunt care au mult bagată apă așa adusă. Și altceva, gaz? Și gazul. Pentru noi, nu, gazul nu ne-a interesat așa tare. Chiar pe noi, că noi nu putem să stăm aici iarna. Și vara, dar pe vara mai facem cu este lanțe. Dar mijloc de transport este de aici, din Șimișna? La Baia Mare nu. Și v-ar plăcea să fie? Nu, pe cât e bine ar fi. Că am putea merge, no, până la Rus trebuie să mergem pe jos, cum putem, dar dacă ar fi transport, ne-am duce cu transportul. Ce v-ar plăcea să fie în Rus și nu este? Sau de ce aveți nevoie și nu aveți? Da, pe eu numai de sănătate am nevoie, altele nu mai știu eu, am la ăștia aia mie. Deci sănătatea e cea mai importantă. Da. Dar, nu știu, v-ar plăcea să aveți apă curentă, să aveți gaz, da, să aveți... Da. Nu. Apă, da. Apă, da, ăștia, pe ăștia tineri să-i întrebați, da, de apă știu și eu. Ce v-ar plăcea dumneavoastră să aveți aici în Comuna Rus sau în satul Buzaș și nu este? Ce să vă spun? Nu știu, v-ar plăcea să fie apă, v-ar plăcea să aveți medic acolo? Apă avem. Medic bine ar fi dacă ar fi, sau o farmacie. Un punct farmaceutic ar fi foarte bine, totdeauna trebuie să mergem ori la Ileanda, ori aici la Comună, la Rus. Mijloc de transport aveți de acolo, din Buzaș, în Rus sau în Baia Mare, în Dej? Nu este. Și cu ce mergeți? Pe jos, mai... Nu, când mai pică o mașină de ocazie, n-avem cu ce mere. Nu este. Numai autobusul cu copiii de la școală. Copiii însă găsesc ei cu ce să se joace și nici nu-și pun problema că ar avea nevoie de ceva ce nu au. Robert, de exemplu, a ridicat din umeri cu zâmbetul pe buze la fiecare întrebare de-a noastră, afirmând totuși că i-ar plăcea să aibă un teren de joacă. Robert, ce ți-ar plăcea ție să ai aici în Rus și nu ai? Nu știu. Ți-ar plăcea să ai un spațiu de joacă? Da.